Refugiu și Putere O rubrică de Harold J. Sala Astăzi vorbim despre relații. Și Isus iubea pe Marta și pe sora ei și pe Lazar, scrie Evanghelia după Ioan, capitolul 11. Făți timp și citește ultimul capitol din epistola lui Pavel către romani. Probabil că îți vine deja în minte lista cu peste 26 de nume. Este puterea prieteniei și a relațiilor. Gândește-te că în acel timp comunicarea era lentă și laborioasă. Pavel a ținut legătura cu fiecare dintre ei. Priscila și Agvila și-au riscat viața pentru Pavel. Epenet a fost primul rod al lui Pavel din Asia. Maria, Trifena, Trifoza și Persida au muncit mult pentru Hristos. Andronic și Iunia, rudele lui, au fost în închisoare împreună cu el. Spuneți sănătatea lui Ruf și mamei lui, scrie el, care s-a arătat și mama mea, și lista continuă. Deși Pavel nu fusese încă la Roma până în acel moment, el a apreciat prietenia fiecăruia și vroia să păstreze relațiile sănătoase. Acum, oprește-te pentru o clipă și treci la secolul 21. Concentrează-te pe lumea ta. Câți prieteni adevărați ai? Ideea este că probabil ai mulți cunoscuți, dar puțini prieteni adevărați, care ar rămâne lângă tine dacă ai intra la închisoare sau dacă ai trece printr-un necaz. Trăim într-o lume cu metode de comunicare avansate, telefoane mobile, tablete, e-mail, internet și altele. Trăim într-un ritm galopant și nu mai avem timp pentru prietenii adevărate. Suntem prea ocupați ca să sunăm înapoi, iar e le ignorăm pur și simplu. Ne gândim că vom recupera săptămâna viitoare, dar săptămâna următoare ne dăm seama că am rămas deja puțin în urmă. Nu-i de mirare că rămânem singuri, în depresie și fără prieteni sau familie. Poate că stilul nostru de viață este greșit. Poate că încerci să faci mult mai mult decât are Dumnezeu în plan pentru tine și de aceea neglijezi relațiile și ești extenuat. Când deciziile noastre nu sunt bune, ajungem să suferim din cauza singurătății. Găsește-ți refugiul și puterea în Hristos!